Centrul Național de Informare Turistică organizează un tur mai special al Aradului. Este vorba despre turul Francisc Neumann. Aflăm despre acesta de la reprezentanții centrului în această zi. Să vedem cu ce vin ei în întâmpinarea arădenilor. Ne bucurăm să putem veni înaintea dumneavoastră cu un tur nou. În perioada aceasta, după o perioadă destul de grea pentru noi, în care am avut multe restricții, în care tururile au fost suspendate, am avut o cerere ridicată, oamenii încearcă din nou să cunoască frumusețile Aradului, iar noi am venit cu ideea aceasta de a veni în întâmpinarea lor, pe lângă tururile istorice pe care le făceam și până acum și tururile secesion. Am gândit un tur împreună cu colegii mei prin care să prezentăm frumusețile Aradului împreună cu contribuția pe care a avut-o familia Neumann în orașul nostru. Mai exact, anul acesta aniversăm 110 ani de la nașterea baronului Francisc Neumann, iar din acest motiv ne-am hotărât să prezentăm clădirile și contribuția pe care această familie a avut-o de-a lungul anilor în orașul nostru. Totodată, în luna septembrie, am aniversat 50 de ani de la marele meci UTA-Feyenoord și pentru că în acest tur avem prins și stadionul unde Francis s-a implicat activ și chiar a fost proiectul dânsului, am hotărât să prezentăm și acest meci. Noi vom încheia turul la stadion, vom prezenta stadionul, iar acolo vom avea niște invitați surpriză care au contribuit din plin și chiar au jucat în acest meci. Pentru a vă prezenta turul mai pe larg și clădirile pe care le vom vizita, o voi lăsa pe colega mea, Casiana Rădu, să vă prezinte câteva lucruri. Ce mai vreau eu să spun este că vom avea surprize pentru dumneavoastră, invita surpriză, iar pe lângă acest lucru, fiecare participant va primi un pachet din partea noastră, personalizat, făcut în regie proprie de către colegii mei. Un pachet care va conține o hartă a județului, va conține un pliant făcut în colaborare cu muzeul, cu complexul muzeal Arad și, de asemenea, patru vedere reprezentative cu clădirile pe care și-a pus amprenta familia Neumann. Vă mulțumesc, vă așteptăm la tur și mai departe las pe colega mea să vă prezinte itinerarul. Bună ziua, stimați arădeni, și bun găsit la turul inaugural Neumann 110. În continuare am să vă prezint principalele obiective pe care le vom vizita sâmbătă, începând cu ora 10. Țin să vă amintesc că plecarea va fi celor care s-au înscris, pentru că am avut o surpriză foarte mare ca locurile să fie foarte, foarte solicitate în această perioadă. Fața Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad, Bulevardul Revoluției numărul 81. Vom pleca de aici începând cu orele 10. Iar itinerarul nostru va cuprinde, vom începe cu Casa Neumann de pe strada Horia numărul 6, urmat de Palatul Neumann. Vom poposi la primărie, la Palatul Cultural. Nu mulți dintre dumneavoastră poate știu că familia Neumann a avut o contribuție substanțială la construcția acestor edificii. De asemenea, nu vom rata Sinagoga Neologă, Școala Evreiască, Școala Cichi Gergely, unde Francisc Neumann a studiat. De asemenea, vom mai vizita și, bineînțeles, stadionul UTA, care este fondat de iubitul baron. Vrem să vorbim și despre măsurile pe care trebuie să le ia cei care vin la acest tur. Este vorba despre purtarea măștii, distanțare și așa mai departe. Concret, da. Ce înseamnă? Concret, noi suntem foarte recunoscători turiștilor ca să vină echipați la ei cu măști. De asemenea, am gândit ca acest tur să fie cât mai sigur posibil, de aceea fiecare turist va avea propria lui cască pentru a putea păstra distanța, iar noi vom vorbi în cască, tot așa se va putea auzi foarte bine ceea ce povestim, pentru că în afară de clădirile pe care noi le vom prezenta sâmbătă, vă vom prezenta lucruri mai puțin știute despre familia Neumann și despre Francisc Neumann și contribuțiile pe care ei le-au avut în țeserea orașului, ca să spunem așa. Tot pentru respectarea acestor reguli de distanțare socială, am hotărât împreună cu colegii mei ca înscrierea să fie limitată și astfel vom putea înscrie doar 50 de persoane plus ghizii de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Avem și altfel de tururi, ne-am gândit și pregătim din nou turul masonic, vrem să-l upgradăm puțin și să-l pregătim în detaliu pentru anul viitor. De asemenea, vrem să avem niște puncte clare stabilite în strategia de dezvoltare turistică care va intra în vigoare la sfârșitul acestui an.
Iar colega noastră care se ocupă de grafică pregătește niște materiale frumoase pe care vrem să le punem la dispoziția turiștilor noștri. Dar bineînțeles, având în vedere că este o situație specială, ne vom adapta condițiilor pe care ni le impun autoritățile și în măsura în care ne vor permite vom încerca să extindem proiectele noastre și prin participarea la târguri și prin anumite evenimente pe care noi le organizăm an de an în regie proprie, în colaborare cu instituțiile Consiliului Județean Arad. Aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor partenerilor noștri pentru că aici este o muncă de echipă. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că de circa o lună jumătate, chiar două luni, documentăm pentru acest tur. Aș dori să amintesc aici muzeul, complexul muzeal Arad cu tot personalul și cu toți colegii de acolo pentru că ne-au ajutat nu doar în culegerea de fotografii, imagini, cât și în editarea pliantului. De asemenea, aș dori să aduc mulțumiri comunității de evrei și familiei Wiesenthal care ne-au ajutat foarte mult în obținerea de informații. Și tuturor celor care au scris câte ceva, tuturor autorilor, pentru că a trebuit să culegem informații din diferite cărți, scrieri, chiar personaje vii care au fost contemporani cu baronul Neumann, am avut bucuria să-i cunoaștem și să adunăm niște amintiri. Și cam asta este despre munca din spatele acestui tur pe care dorim cu atâta bucurie să vi-l oferim sâmbătă și nu doar. Sperăm că acesta să se reia cât ne permit condițiile actuale, cu siguranță că el se va relua și de asemenea, împreună cu colegii mei, sperăm că acest tur să fie doar începutul a ceea ce poate reprezenta această istorie această istorie a orașului. Considerăm că ardenii merită să cunoască originile lor și istoria orașului lor, inclusiv prin prisma familiei Neumann, care și-a pus amprenta foarte mult asupra noastră, asupra tuturor.